Da, Andrei, hai să vedem ce ai primit de la grădii. Ai primit căciulița. Ia uite ce căciuliță ți-o dat. Doamne, dar cât e de faină. Și acolo ce avem? Ia să vedem. Știi să tai? Ai grijă, da? Dar aveți să nu tai ceva de acolo. Exact că-i tai ceva de acolo, dacă tai ceva oață. Ai tăiat ceva. Stai. Stai, mami, stai. Wow. Da, asta-i spartă. S-o spart. Aoleu, puta, de ce ai izbit-o, Andrei? Ai spart-o, mami. Era ceva aici, din asta, o bufniță. Vai, ce rău îmi pare. Uite, vezi, cu asta... A, uite că era ăsta prins. Uite, vezi? Era așa. Uite câte... Lasă-l pune pe tată să lipească, da? Lasă-l pune pe tată să lipească, zi, poate reușește. Vai, dar ce drăguț! Da, vai. Păi da, ai izbit-o, Andrei, ai făcut ceva. Ei, nu. Și ți-au cântat copiii la mulți ani, Andrei? Și a fost frumos? Da? Da, uite ce-mi place căciulița asta, Doamne, cât e de faină! Cât e de faină căciulița asta, mă, zici că ești un elf. Stai. Și aici... Cinci. Cinci anișori. Da? Ce are moșu? Elf? Câți elfi are? Mulți elfi! Așa e? Mulți! Trei? Wow! Doar trei! Mai. Stai așa să aranjăm aici. Uite așa. Uite așa ce drăguț ești. Nu vine să te mănânc, știi? Nu vine să te mănânc, mă, băiete. Astăzi ni s-a făcut poftă de cartofi prăjiți cu ou peste. Ia uitați ce bine arată. Și Andrei i-a plăcut maxim, nu-i așa? El mâncă cu castraveți murați. Ți-a plăcut cartofi, Andrei? Bia? Îți plac cartofii? Nu mai poți de foame, așa e? Da. Am intrat la miză, dar tot mi-e foame. Păi tot e foame, vezi? Vom mânca cu salată de varză, morcovi, ardei, ceapă, cred că... A, uite că scrie aici, morcovi, cartofi murați, ceapă și ardei, da. Asta mâncăm noi astăzi. Bun, a, și uite, eu am mai adus aici niște cârnăciori. Poți să aduci și niște brânză, na, completăm. Din ăia afumați, Landjäger, ăștia din Pădurea Neagră sunt. Specialitate din Pădurea Neagră. Bun apetit! Ce face Andrei mami acolo? Ah, te uiți la Moș Crăciun! Doamne! Te uiți la Moș Crăciun? Ce face Moș Crăciun? Doamne! Da, mami! Acum bea, așa. Se face mic? A, se transformă. Fii atent. A băut poțiunea magică și s-a făcut mic. Gata, acum e la normal. Da. Toți sunt fericiți. Madame Lili, ce faci acolo tu? Stai lângă calorifer? Stai lângă calorifer și caști? Și ți este somn? Da, mami. Și tu stai pe lângă mine, ce credeți? Pe lângă mine. Crede că-i dau ceva, dar nu am ce să-ți dau tu. Nu am ce să-ți dau. Chiar nu am. Bună, dragii mei, ce faceți? Vă zic și eu destul de târziu. Este târziu chiar. Este undeva ora 7-8.
Nu prea am apucat astăzi să filmez, să știți. Nu știu de ce. Astăzi am fost așa foarte obosită odată, dar și așa ocupată. Am venit de la servici, m-am pus repede și am făcut niște... Ba nu mint. Am mâncat niște fasole care mi-au rămas de ieri. Apoi m-am pus în pat o oră și am ațipit, după care am mers și l-am luat pe Andrei din stație. Am venit de acasă, am curățat niște cartofi și am făcut, după cum ați văzut, cartofi prăjiți cu ou. Și pe urmă m-am dus direct la grădiniță, la mini-jobul meu. Acolo am stat cam vreo 2 ore. Deci vă dați seama că nu prea am avut ce să filmez. Din păcate, vlogul ăsta o să fie destul de scurt, nu știu dacă o să fie mai mult de 10 minute, dar asta am vrut să vă zic, ca să știți, pentru că nu vreau să întrerup vlogmasul. Este foarte important pentru mine să-l continui chiar până în ultima zi și după, dacă se poate, să filmez, pentru că știu că v-ați bucura foarte mult să fac și un vlog de Crăciun și ce facem noi după și unde mergem, deci tot să continui până... mai departe de Crăciun și poate chiar și de anul nou. În fine, astea sunt niște planuri pe care eu vreau să mi le pun în aplicare, adică să reușesc să filmez. Da, mami. Ce-ai pățit, mami? Eu am mașină în duș. Ce-ai tu, mașină? Astăzi mi-am prins părul așa în sus, aici, într-un moț, pentru că din păcate, vremea este foarte nasoală, ba plouă, ba este vânt, ba eu știu cum vezi alungut în aer și mi se lasă orice i-aș face părului, el se prăjitește și rămâne așa într-un mare fel, adică într-un mic fel, nu știu cum să mă exprim ca să înțelegeți. Nu am ce zi mai fac decât să leg într-o codiță și asta e, leg. Cât vorbeam eu cu Andrei, mi s-a descărcat bateria de la cameră, așa că am băgat-o repede la încărcat, măcar pentru un sfert de oră, ca să pot să mai filmez ceva în seara asta. Ați văzut-o și pe Lili? Da? Tocmai ce a fost în balcon și a înghețat-o, pentru că afară este foarte frig. Vom desface 10. Să vedem. Este ceva măruț aici. Ce fain! Avem o ciocolățică! Ia uitați! Ce mișto! Asta este cu cookies. Cookies. Și cream. Ce e, Andrei? Tu ți-ai desfăcut casa ta? Nu. Ba da! 10-le l-ai desfăcut? Bia, ați desfăcut 10? Nu, păi, eu vă văd. Ia să vedem, unde-i 10-le? Ăla? Ăsta e 16, 17, 13, 18, nu mai sunt ele în ordine cum ar trebui să fie, 20. Hai mai caută! 18! Nu, ăla-i 12? Asta? Nu, că astea m-am uitat deja. Ăla-i 14. Ia, dă mai departe să vedem. 11, nu. Ăla e 24, 23, 15. Cred că voi l-ați desfăcut deja. Ăla e 22. Nu, voi l-ați desfăcut deja, Andrei. Da. Cred că Bia l-a desfăcut. Da, ăla. Uite-l pe 10, vezi? L-ați desfăcut, deci... Cred că da, uite. Bia, ai desfăcut căsuța? Da. Da. Acum îmi iau porția de vitamine împreună cu Tosca. Toschi. Porția de vitamine, haideți să vă arăt cum mănâncă Tosca portocale, da? Ia să rupem noi o bucățică. Lili nu are niciun interes pentru portocale sau fructe în general, dar dacă îi dau o bucățică de pâine, să vedeți cum mănâncă. Ia, Tosca, încet, încet, încet. Ați văzut cum mănâncă Tosca portocale? Tu, asta e a treia ferie care ai mâncat-o, poate îmi faci ceva la noapte. O avem și pe Bia cu Lili. Bineînțeles. Bia,
Mergi să faci nani? Imediat. Da? Mm. Ne uităm la Tom și Jerry. Deci ador faza asta când Jerry își bate joc de Tom. Doamne, cât e tare episodul ăsta din Tom și Jerry. Îl disperă maxim cu pianul. Deci nu mai poate, să vezi aici cum, cum îi sare și haina de pe el. Tot îi sare. Gata, mă, nu mai poate. I-au crăpat și hainele de pe ea. E gata. Bineînțeles că Jerry a ieșit triumfătorul. Dar nu înțeleg cum au făcut costumele alea așa de mici. E, asta nu e o problemă. Uite aici Tom își aduce aminte de fazele care le-au făcut cu, le-au avut cu, cu Jerry. Mami, asta e Jerry. Asta e și Tom. 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 Thomas. Thomas. Nu știi ce se întâmplă. Thomas. Bună dimineața, dragii mei! Ce faceți? Bine ați revenit din nou pe canalul nostru. Astăzi este miercuri, așa, este ora 7:10. Eu mi-am pregătit un sandwich. Lui Andrei am făcut pachetelul. Avem și cafeluța. Vreau să vă arăt exact ce o să mănânc astăzi la ca mic dejun. Avem așa, două felii de pâine integrală. Astăzi am preferat să mănânc pâine din asta. O felie de cașcaval de la Edamer și salam din ăsta Edel Salami, care îmi place mie foarte, foarte mult. Ardeiul dă un gust atât de bun, să zicem, sandwich-ului cu cașcaval și salam, de nu vă spun. Și am zis așa, să mănânc un Dita mai sandwich-ul pentru că este foarte consistent și o să mă țină destul de multicel până la ora 12, până vin eu acasă, chiar și mai mult. Așa, ăsta o să-l mănânc eu întreg, plus că aici mi-am făcut un 3 în 1. Avem piculețul 3 în 1. Așa. Asta o să-mi dea mie energie, pentru că, bineînțeles, la ora asta încă sunt somnoroasă. Și avem aici telefonul cu ultimul filmuleț care l-am publicat. Citesc comentariile. Și cam asta este partea mea de, să zicem, micul meu dejun. Andrei nu vrea să mănânce, în schimb, poate o să-l păcălesc să mănânce niște... să mânce o banană, să vedem dacă o să vrea, sau o felie de pâine cu cașcaval. Dar la pachetel lui Andrei am pus așa, să vă arăt. Avem așa, el o să stea astăzi până la ora 12, deci nu o să mănânce la grădiniță, așa că i-am pus eu două sandwich-uri, tot așa cu salam din ăsta care l-ați văzut la mine. Și avem brânză Philadelphia. Am făcut două sandwich-uri, măslinuțe verzi pentru că lui îi plac foarte mult și am pus o roșie. Fructe o să mănânce la grădiniță, lapte tot la grădiniță, deci nu are sens să-i mai dau eu în plus. Andrei, mami, hai să ne îmbrăcăm că e târziu, e 7:15. Haide, închide-l. Haide, că întârziem la grădiniță și pierdem autobuzul. Da, închide-l și hai să mergem să ne îmbrăcăm. Foarte bună! Foarte bună!
Da, mama mea. Da, mami, da. Cum am voie? Hai să vedem cu ce te îmbrăcăm. Ai blugie aici. Cum am voie joc? Cum am voie? Da, mami, dar te joci cu jucările de la grădini, nu cu jucările tale de acasă. Ia să vedem ce, da, ce bluziță luăm noi astăzi. Mama. Dăm pe asta albă. Da, doamne, te lasă cu jucările de la grădiniță. Am înțeles ce vrei să zici. Și luăm și anoracul ăsta. Haide. Doamna. Iarăt, Dana, așa. Iarăt, Dana, asta. Dar nu ai voie să arăți, avem și ciorăpei. Așa. A, și știi ce nu ți-am dat, Andrei? Da. Mai eu. A. Mai eu. Așa, uite aici, în ce fel arată patul tău. Mă, Andrei, mă. Se vede că ești băiețel. Hai, hai să te îmbrăcăm. Andrei, ce faci, mă, copile, mă? Vezi că-ți pierzi o mănușă. Ia-ți-o și bagă-ți în buzunar. Și trage fermoarul. Cade. Păi cade, dacă nu pui... nu tragi fermoarul, îți pierzi mănușile. Ia uite ce... Ce zăpadă s-a pus pe geamurile astea. Au înghețat, efectiv au înghețat, uite. Atât de frig e afară. Nu-i așa, Andrei? E foarte frig. Zăpada vine. Cum vine? Zăpada. Bravo, mami, bravo. Doamne, deci dacă ați ști cât e de frig afară, gata, a venit gerul bobotezei. Înainte de bobotează a venit gerul. Doamne, deci e cumplit de frig. Uite. Orice puteți să vedeți voi, dar este foarte frig. Stăm aici în stație și așteptăm să vină buzul lui Andrei. După care, bineînțeles, fug la gara să iau trenul. Și bineînțeles că, iarăși bineînțeles ăsta meu, o să încep astăzi o nouă zi de muncă, pe urmă vin acasă și trebuie neapărat să gătesc astăzi ceva. Mi-am scos un tacâm afară, adică l-am dezghețat, și niște piept de pui. Încă nu știu exact ce vreau să fac, m-am gândit să fac o supă de pui, pentru că n-am mai mâncat de mult și nici copiii. Și cred că o să fac o mâncărică de ciuperci cu pui. Habar n-am, nu știu, trebuie să mă gândesc bine ce vreau să fac azi. Bine, ați revenit din nou. Am ajuns și eu acasă, nu de mult. Cât e 1 și 5? Cam pe la 12 și 45, cam așa am intrat în casă. Cu Andrei, bineînțeles. Acum ce credeți? Că mă apuc de treabă să gătesc. Nu știu, astăzi chiar mă simt foarte bine, am energie, am chef de treabă, vreau să fac ociula mea. O ciulama cu ciuperci și pui, să fac și o supă pentru copii. Am ales un piept de pui să le fac niște grătăreli și am niște piure în frigider de alaltăieri, așa că asta o să le dau lor. Nu știu dacă o să mănânce ciulama mea de ciuperci cu pui, pentru că la amândoi nu le plac ciupercile, dar eu o să încerc să le dau. În schimb, o să mănânce supă, o să mănânce piureul cu grătărelul și o să le fac poate și o salată, ceva de roșii cu ceapă, ardei și așa mai departe. Între timp mă uit și eu la vlogării mei preferați. Aici am ales, am spălat puiul foarte bine, deci am un tacâm și vreo 2 piepți de pui. Așa, i-am spălat bine. Așa, am pus apă rece, bineînțeles. O să presar și niște sare. Am dat focul la maxim pentru că vreau să înceapă să fiarbă deja. Iar între timp o să mă apuc să curăț legume pentru supă. Un 2 morcovi, țelină, un păstârnac, cred că ceva, ceapă, bineînțeles. Ca să-i fac supă, cum am mai zis. Aici am și pieptul de pui. Acesta o să-l tai așa felii. O să-l bat așa un pic ca să fie mai fraged, să poată să mănânce cu plăcere grătărelul și da, să ne apucăm de treabă. Dacă vă întrebați unde sunt copiii, sunt prin cameră. S-au apucat să facă și curățenie pentru că le-am și zis, eu nu am timp să intru în camera lor asta să le fac patrule și să le strâng din jucărie, așa că le-am zis să-și facă ei treaba asta, le-am dat temă. După ce o să termin eu treaba mea, bineînțeles, atunci o să mă apuc să mă fac la mine în cameră patul, pentru că este
dezastru, adică na, nu am reușit dimineața să-mi fac patul, deși eu de obicei îmi fac patul de dimineață, dar astăzi chiar n-am avut chef și asta o să fac. Dar mă interesează să termin mâncarea până vine, iubii meu de la servici, să fie totul gata, dar bine, să mâncăm toți împreună, pentru că așa îmi place mie, să mâncăm așa, în familie, să fim toți. Cine e acolo? Cred că Lily se joacă. Părul meu stă așa și așa, poate că v-ați dat seama, dar având în vedere ce vreme este afară, foarte frigider și plus că este așa și o, nu știu, vânt nu a fost astăzi, ce-i drept, dar parcă am așa o senzație că e un pic de umezeală în aer, deși totul este înghețat. Nu știu cum să-mi explic, dar bine că și la muncă, făcând foarte multă treabă și așa, dați seama că părul meu se lasă. În fine, despre asta este vorba, că nu vreau eu acum să vorbesc despre părul meu, care evident nu, niciodată nu prea am stă cum vreau eu. Să mă apuc de treabă odată și pe urmă să revenim cu rezultatele. Now it's time for Christmas, and Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true. That's why I cheer. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer, they're all fine, but I've been waiting for the season that's mine. So let it come, yeah, let it come. I can see the
snowflakes fall. I can hear the sleigh bells call. They're saying it's time to have a merry holiday. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls, I've been kind to big and small, and now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. Let's sing a carol and we'll bring it here. Let's sing a carol and we'll bring it here. Gata, am terminat bucurica copiilor. Tu între timp ai construit ceva. Ce Lego în final bus zboară. Poate zboară? Ia uite ce interesant. O mașină care zboară. Mașina timpului, știi? Ai putea să zici. Da. Că este mașina timpului. Da. Bia, ea își făcea temele și am deranjat-o de la teme. Să pape, bineînțeles, dar nu avem ce face, trebuie să fac, că altfel nu ai... Poate bacă, poate așa bacă. Îți place grătarelul? Tu poți coci. Uite, pune-ți varză din asta, tu știi ce bună este. Castraveți, mai sunt? Păi sunt castraveți. Poate bacă, poate bacă. Andrei, mai puțină vorbă și mâncare, te rog. Hai, vină încoace să papi. Uite, ți-am tăiat cărnița, ai piureul. Așa, suplică-ți mânicile. Lasă-o pe Lili, că Lili se plimbă și ea, nu are ce face. Lilirice! Hai! Păpați, bun apetit, da? Da. Între timp, la mine supa fierbe de zori. Am spumat. Wow, ce s-a aburit camera! Wow! Și mă uit la Tiberiu și Cornel, la ultimul lor clipuleț. Tare m-am amuzat cu Tiberiu când au zburat cu avionul și a făcut un fel de atac de panică, cred că, nu știu, era foarte frică și mă gândesc că așa o să mi se întâmple și mie când o să merg cu avionul, pentru că eu nu am mers niciodată cu avionul. Cine știe cum o să fie, sper să fie bine. Dar lăsând asta la o parte, pentru că nu vreau să mă gândesc de pe acum cum o să fie cu avionul când o să zbor, vreau să vă arăt. Am vâsc, am primit vâsc de la o prietenă de-a mea. S-a cam veștejit el așa un pic, dar nu înțeleg de ce. L-am pus în apă. Acum nici nu știu dacă e bine ce am făcut, sincer să fiu. Eu am vrut să am vâsc de anul nou, să-l pun așa la tocul ușii. Și, na, să poarte noroc. Dar, din păcate, s-o cam ofilește el. Dar îmi place foarte mult că sunt bobițele astea albe, așa. Deci arată foarte fain. Le arăta mult mai bine atunci când l-am primit. Era super, super verde, așa. Acum, nu știu, mi se pare mie că s-a cam veștejit, așa. Da, na, nu știu. Poți desfaci asta? De ce nu poți să desfaci? Ia, ține tu camera. Da. Ține da. Cu lumea. Da. Da. Uite, vezi? Gata. Vezi dacă nu mănânci? Hai, gata, ți l-am desfăcut. Ok. Acum... Hai, fuci mănâncă. Eu face spume fierbe, Bia. De făcut, spume-o făcut deja. Am terminat de fiert supa, am strecurat-o. Ia uitați ce limpede este. Am pregătit o oală în care o să călesc... Să zicem, o să prepar pentru... ciulama, așa anume, o să călesc untul, adică o să topesc untul cu făină. Asta este o rețetă luată de la Jamila. Prima dată o să topesc untul, apoi o să amestec cu 2-3 linguri de făină. Apoi o să adaug treptat supă.
Iar la urmă o să pun carnea și ciupercile, care ciupercile sunt din conservă, șampinion. Am preferat să iau așa ca să nu mai stau prea mult la discuții. Și smântâna o să o amestec cu zeama de la supă, cu untul și făina împreună, da, deci o să le amestec împreună ca să iasă ca lumea, să nu se facă cocoloașe. Apoi o să adaug ciupercile și cărnița de pui. Iar aici am niște fidea, aceasta o să pun peste restul de supă ce o să mai îmi rămână, ca să fac așa o jumătate de oriță de supă pentru copii. Bun, să-i dăm drumul. O să punem untul întâi și întâi. Vedem dacă reușesc. Jamila spune că 50 de grame de unt, cam așa. Dați așa un pic să scot untul. Așa. Eu cred că atâta ajunge. Să dăm drumul la foc, bineînțeles. Așa. O să adaug untul. Ia, uitați ce se joacă acolo. Ok. Și lăsăm să se topească. Dar nu știu de ce nu am lumină. Afară este foarte întunecat așa. De ce nu prea am lumină. Aș putea să-mi aprind becul din bucătărie, dar milene, sinceră să fiu. Așa că o să rămân la lumina hotei. Da, să se moaie bine, să se topească bine untul, apoi o să adaug făina. O să fac așa un fel de sos bechamel. Abia aștept să mănânc mâncărica asta de ciuperci. Când vă ceară și un tor? De ziua ta. După ce am obținut sosul bechamel, ia uitați cât e de densă și fină, fără nici un pic de cocolaș, o să adaug laptele pentru pahar de lapte și o să las, bineînțeles, să fiarbă puțin. Apoi o să adaug cărnița, ciupercile și cam asta este. Cred că o să mai las cam 10 minute după ce o să adaug toate ingredientele. Și o să pregătesc, bineînțeles, și o mămăligăță.